Nisetrii sunt niște animale cu totul speciale, în sensul că uh, astăzi sunt cei mai puțin numeroși în Dunăre și odată erau cei mai numeroși. Sunt la fel de mari călători și migratori ca și morunii. Față de moruni, ei sunt dezavantajat prin faptul că tot, tot parcursul vieții au scuturi osoase vizibile. Sunt foarte vulnerabili la a se agăța în firele plaselor. Dacă se zbat din ce în ce mai tare, se agață și sunt, practic, nu mai au scăpare. Pescarii spun că nu există doi nisetri la fel. Au capete diferite, unii au capul ascuțit și botul scurt, alții au botul ascuțit și lung și alții au botul bont. Îi spunem noi astăzi cap de vacă. Deci aceste trei tipuri, forme de cap există. Nisetrii sunt mai puțini ichtiofagi, adică mănâncă mai puțin pești decât morunii, asta și datorită faptului că gura lor este mai mică. În schimb, ă, ei sunt, practic, la jumătatea distanței în spectru trofic între morun și ciegă și păstrugă, care mănâncă preponderent, când sunt adulți, numai animale de pe fundul Dunării. Ă, nisetrii mănâncă și animale de pe fundul Dunării, și, parțial, și pești, pești mai mici. Nisetrii sunt deosebiți de toate celelalte specii care trăiesc în Dunăre prin faptul că au uh, o structură genetică cu totul și cu totul specială, în sensul că uh, celelalte specii pe care le avem aici au numai 120 de cromozomi, nisetru are 240. Asta îl face cu totul și cu totul deosebit. Uh, crescătorii de sturion din România confirmă faptul că nisetrii sunt cei mai rezistenți în crescătorii. Nisetru este principala specie de care se ocupă programul de populare de susținere. Efectele populării, deși nu s-a putut face o evaluare, totuși sunt uh, informații indirecte care vin uh, de la pescari, de la localnici, chiar și din alte țări, din Turcia, uh, din Ucraina, care semnalează creșterea numărului de nisetri. O mare parte din puii care sunt capturați în Turcia și și în Ucraina uh, uh, Denisetru provin din programul de populare de susținere al României. Sigur că pentru a demonstra asta este destul de lesnicios că România de la început, deja din 2005, a introdus la recomandarea noastră un sistem de marcare individuală a tuturor puilor care au fost populați în Dunăre cu un sistem care este constituit din niște sârmulițe care au lungimea de 1,3 mm și pe ele sunt inscripționate cu laser microscopic numere. Practic seria peștelui. Sârmulița poate fi citită într-un microscop special și putem determina când și unde a fost populat exemplarul respectiv. Anul trecut, poliția Deltei Dunării a confiscat mai multe loturi de sturioni din diferite depozite frigorifice, dintre care era și un nisetru care avea în notătoarea pectorală stângă o sârmuliță codată și ea provenea dintr-un lot populat de România în decembrie 2008 în Dunăre și a fost recapturat în 2011, probabil în primăvară, în mare, ilegal, deci asta era o dovadă că uh, programul funcționează, ei ajung în mare, uh, supraviețuiesc, cresc bine, există hrană și așteptăm ca anul acesta programul de evaluare, proiectul de evaluare pe care l-am propus să fie finanțat și să putem aduce dovezi consistente, nu numai câteva exemplare prinse accidental colo. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut un proiect Salva's Delta în parteneriat cu administrația rezervației biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu